O furtună puternică a făcut prăpăd în Tasos, străzi inundate, haos în trafic și localități rămase în tuneric în regiunea Scala Potamia, zonă frecventată des de români. În imaginile postate pe o rețea de socializare se văd mai multe străzi inundate. Localnicii, dar și turiștii au primit pe telefoanele mobile mesaje de alertă pentru vreme severă. Conform mai multor mărturii, pe timpul furtunii violente, curentul electric a fost întrerupt. Câțiva turiști români cazați în Limenaria și în Limenas au povestit că plouă atât de puternic încât nu au reușit să iasă ca să își ia mâncare. Ei au remarcat haosul de pe străzi și canalizarea care lasă de dorit.